Monsanto, preiubite părinte Paroc Dubovine, preiubiți preții desfrați, iubiți credincioși, iată cu binecuvântarea lui Dumnezeu și a chiriașilor noștri de la Cruș, de la Deva, am sfârșit astăzi aici Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, în această sărbătoare a Sfinților Prierari, a Sfinților Vasilie, Grigorie și Ioan, cei mai deschiți, cei mai renumiți, cei mai mari, cei mai desăvârșiți Sfinți Ierarhi ai Bisericii, care poate alături de Sfântul Ierarh Nicolae sunt considerați ca și Sfinții Petru, Ioan și Iacob, între apostoli, și care sunt cei mai sfinți ierarhi ai istoriei Bisericii după Sfinții Apostoli și Proroci. Această treime de arhierei, cum este numită, sunt simbolul celor trei virtuți teologice ale lui Dumnezeu pe pământ. Sunt simbolul credinței, al dădejdii și al dragostei desăvârșite pe care Dumnezeu a revărsat-o între oameni și pe care Dumnezeu a revărsat-o în unii slujitori ai Săi ca să fie ei model pentru mii și milioane și poate miliarde de creștini de-a lungul istoriei. Această Sfântă Sărbătoare de astăzi, din 30 ianuarie, este o sărbătoare care a rânduit-o Dumnezeu în urmă cu 1000 de ani și anume a rânduit-o pentru a ne arăta cât de mult iubește Dumnezeu dragostea și unitatea din creștini. Acești trei mari Sfinți Ierarhi, toți trei sunt prăznuiți în luna ianuarie, fiecare separat. Și fiecare acumare în felul său, și fiecare a sfârșit un locul său desăvârșit cu Dumnezeu. Sfântul Vasile este prăznuit pe 1 ianuarie. Sfântul Grigorie, teolog, este prăznuit pe 25 ianuarie. Iar Sfântul Ioan Bogdan este prăznuit pe 27 ianuarie. Și pentru că creștinii din Constantinopol, de acum au venit 1000 de ani, îi iubeau pe fiecare. Și creștinii de atunci erau atât de preocupați de teologie, încât așa cum vorbeam cu părința sa, la Sfânta Altar, oamenii chiar în activităților zilnice erau preocupați despre dogma Sfintei Treimi. La piață, la toate activitățile zilnice. Și atunci, credincioșii din Constantinopol, fiind atât de preocupați de teologie, fiecare l-avea ca model pe unul din acești trei mari Sfinți Ierarhi. Și unii spuneau că Sfântul Vasile a fost cel mai mare, el a fost cel mai sfânt și care alături de proroci și de apostoli s-a ridicat printre erudini și serafini până lângă Sfânta Treime și a mărturisit-o pe pământ, a dat canoane, a fost marginea tuturor virtuților, zice prietenul său, Sfântul Grigore. Că dacă vrei să vezi o virtute, până unde merge să-i găsești marginea sau cunoștință, cauți în viața și în trăirea Sfântului Vasile. El a fost de trăitor în fața lui Dumnezeu. Alții ziceau că Sfântul Grigore mai deosebit, că Sfântul Grigore atunci când a predicat în Constantinopol, pe la 379, când tot marele oraș atunci, capitala lumii de atunci, capitala Imperiului, se făcuse arian, eretic, și nu mai erau decât o mână de ortodoși, nici 1%. Încăpeau într-o bisericuță mică de lemn. Și Sfântul Grigore s-a dus acolo ca să reînvieze dreapta credință. Și l-au primit arienii cu o ploaie de pietre, un port.
Dumnezeu așa făcea, că nu loveau pietrele mari ca să omoare, ci doar pietrele mai mici ca să-l rădească. Și toată fața lui de sfânt, care era albă ca marmura pe ea, a trecut în poși în rugăciune, el nu mai avea sânge în el. Și era toată rănită ca și fața Domnului Hristos, când a fost încununat cu spin, dar el stătea ca o statuie de marmură de clintit și primea lovitorile lor. Și în această stare le predica. După fiecare predică, primea câte o ploaie de pietre. Și așa de, cu atâta dragoste a ținut aceste cuvântări despre Dumnezeu, că până la urmă tot orașul a revenit la Ortodoxie. Am văzut ce dragoste are de Dumnezeu și de noi, acest Sfânt Părinte, că noi îi dăm cu pietre, îl facem tot sânge, și el mâine vine și predică cu aceea dragoste. Și de aceea, cuvântările lui teologice erau la un moment dat furtate din mână în mână, scris de mână, spune că erau cel mai citite cărți scrie din lume după Sfânta Scriptură. Că de aceea îl iubeau unul pe Sfântul Grigore. Alții îl iubeau pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci au preluat la fonime. Când predica Sfântul Ioan Gură de Aur, să întrerupea activitățile în oraș. Deci, așa har la Dumnezeu oratorii, bineînțeles, și o cultură desăvârșită, pregătită atunci, încât să opreau întrecere de la hipodrom, să opreau procesul la tribunal. Deci, închipuiți-vă, când vineau un predicator care era încă la tribunal, toate activitățile orașului se stau și vineau toți cu zeci de milioane de lor. Și a zis nimeni n-a făcut ca el. Spuneau atunci când l-au arestat și l-au dus în subiune în Armenia, la Cucuz, până mai bine să să oprească soare pe cer, decât să tacă un alt Ioan. Și îl iubea pe el mai mult. Și atunci, cei trei sfinți erau primiți de Domnul Hristos, s-au arătat unui sfânt mitropolit, cu numele Ioan, care era mitropolit în cartierul Evhaitelor, din Constantinopol, din Istanbul de astăzi. Și acest bărbat sfânt a văzut noaptea în vedenie pe cei trei sfinți mari, dar sfânt și erar, cum au venit toți trei la el, toți deodată, așa cum i-a venit în coană, și toți trei deodată l-au binecuvântat. Și i-a spus, du-te, spune la Părintele Patriar, să adune Sfântul Sinod și să ne facă o slujbă împreună și să rânduiască sărbătoare a noastră împreună. Noi suntem sărbătoriți în lunea anuare, fiecare cu data lui de sărbătoare. Dar să fim sărbătoriți toți odată, pentru că noi suntem una la Dumnezeu. Și la Dumnezeu nu există dezbinare. Și de aceea, oamenii să nu se dezbine din pricina credinței, ci din pricina dragostei lor față de noi, ci oamenii să se unească atunci mi se roagă nouă și când citesc scrierile noastre. Și acest Sfânt Mitropolit le-a compus slujbă, care am auzit la seară, vecenia și utrenia, iată și acatismul acesta atât de lung, de bogat, care este aproape o oră, și așa avem această slujbă în biserică a Sfinților Trei de Dar, Vasile, Grigore și Ioan, și avem această sărbătoare cu cruce roșie a Sfinților Trei Erari pe care o dăduim pe 30 ianuarie. Ei sunt, acest Sfinți Trei Erari, considerați ca niște apostoli ai secolului al IV-lea. Ei sunt ocrotitorii școlilor teologice. Și astăzi, în toate centrele universitare din România, și din Grecia, și din alte țări ortodoxe, este praznic în cinstea acestor trei erari care sunt patronii, ocrotitorii școlilor noastre teologice. Un mare profesor din perioada intermedică, Tudor Popescu, spunea despre Sfântul Ioan Gură de Aur că a fost un Hristos al secolului al IV-lea. Și un alt vicecom a spunea că dacă nu i-ar fi trimis pe acești trei, ar trebui
răspândise prin Sfinții Apostoli, tot Imperiul, toată lumea a crezut atunci. Dar atâtea de multe învățături greșite apăruse, încât lumea era eretică, sectară. Nu erau decât nici colo câte o bisericuță ortodoxă. Și atunci au apărut acești Sfinți, erau ca niște lucete răducini, pentru că Dumnezeu s-a folosit de talentul lor pe care i-a dat și s-a folosit și de cultura lor, de știința lor, pentru că ei au fost și mai mari oameni de știință ai vremilor. Toți trei sunt absolvenți ai celebrei universități din Atena lui Platon. Cum ar fi astăzi cineva cu Harvard sau Oxford. Deci, și în această stare ei, botezându-se pe la 30 de ani, după ce au studiat, ce se putea studia lumea atunci? Și Dumnezeu i-a ales să-i scuzească lui. Și lucrarea aceasta lor în biserică a rămas de până astăzi. Eu aș vrea să vorbesc astăzi, din viața fiecăruia câte puțin, arătând mai ales dragostea lor pentru de Dumnezeu și dragostea lor față de oameni. Orice slujitor al lui Dumnezeu, deci trebuie să aibă aceste două caracteristici fundamentale. Această dublă ipostază în persoana sa, în personalitatea sa. Anume, dragostea desăvârșită față de Dumnezeu și dragostea desăvârșită față de oameni. De aici, practic, pornește și izvorește toată lucrarea lor. Noi ne minunăm astăzi că Sfântul Vasile a făcut Sfânta Liturghie, slujind de 10 ori pe an. Sunt eu în de aur, cum îi pun eu, slujim tot timpul anului, afară de unele ce postumare și când sunt la Sfântul Vasile. Sunt un vigore teolog, a făcut și el liturghie, care se slujește în Biserica Coptă, din Egipt. Interes sat. Adică, nu slujim noi în Ortodox, nu slujim bisericile vechi, orientale. Toți trei au compus molitve. Citim astăzi molitvele Sfântului Vasile. Aici sunt eu al gură de aur. Care sunt în rigore? Rugăciuni de exorcizare. Toți trei au scris tratate teologice. Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore, a scris Sfânta Trei, Vasile cel Mare, Sfântul Sfânt, eu am gură de aur. Și toți trei au tâlcuit aproape întreaga Sfântă Scriptură. Sfântul Ioan Gură de Aur, predicile lui, a tâlcuit întreaga Sfântă Scriptură. Și ne-au rămas aproape 40 de cărți. Deci atunci nu erau, ca și astăzi, mijloace de înregistrat, dar aveau 4-5 secretari numiți stadigrafi, care notau, nu știu dacă cuvânt cu cuvânt, dar notau ideile principale și așa s-au păstrați scrie Sfântul Ioan Gurădeau, tâlcuiri la Evanghelie după Matei, 800 de pagini. Tâlcuiri la Evanghelie după Ioan, 600 de pagini. Și așa avem întreaga Sfântă Scriptură tâlcuită de acest mare om al lui Dumnezeu, care atunci când a tâlcuit epistolele Sfântului Apostol Pavel, însă Sfântul Pavel venea și stătea lângă el noaptea și îl inspira. Ucenicul său propriu, căutând să vadă ce face părintele său duhovnicesc noapte, că venea lunarea aprinsă toată noaptea. Și l-a văzut că scrie, de obicei. Ziua făcea slujbe, vizita șantiere, centre de caritative, centre sociale, făcea activitate și noaptea se ruga să scria. Aceasta a apelat lucrarea lui. Și a văzut că atunci când scrie, lângă el stătea un om mai în vârstă, așa, pleșul. S-a uitat după icoană, era Sfântul Apostol Pavel. Că atunci Sfântul Ioan a înțeles și el că tot ce a scris a fost inspirat de însă Sfântul Apostol Pavel. Și iată, de aceea ne-au rămas toate aceste scrieri. Ei, dar toate acestea, așa cum am spus, ne-au rămas datorită dragostei lor față de Dumnezeu și față de oameni. Sfântul Vasile s-a născut în Capadocia, fiul al prefectului Capadociei, într-o familie cu 10 copii. 5 copii au trăit, 5 au murit de mici. Toți 5 care au rămas sunt sfinți canonizați de biserică.
părinții lui și cu Sfânta Macrina, cea bătrână, bunica lui. Deci are o familie cu 8 sfinți canonizați. 7 sfinți canonizați. Deci ei, 5 frați, mama, bunica și atât 5 frați. Deci o familie de 7 sfinți. Doi frați episcopi, Grigore al Mizdei și Petru al Sevastiei, Navgrate, mare punte, făcător de minuni, Macrina cea mare, cea tânără, mare sfântă și stareță. Ei, din această familie Sfântă, Sfântul Maxime spune că a fost un copil foarte evlavios și cu o minte strălucită, cu o inteligență ieșită din comun. A studiat la Capadocia, la Constantinopol și la Atena, când a mers să studieze, se spune că Sfântul Grigore, teologul prietenului, care era să pretenise la Constantinopol, era acolo un an înainte. Și era rânduiala în universitate că toți care intrau în anul întâi, îi se făceau o baie ceilalți mai în vârstă, aruncau acolo apă. Așa cum se întâmplă, se lasă la școală sau în armată, cum era mai de mult, boboci, erau primiți la lui fel. Și că Sfântul Maxime deci avea o reputație de om sfânt, integru și de atât cunoscător al întregii filozofii, încă de atunci că lui nu i-au aplicat acel examen. Și așa a intrat ca un soare, ca un împărat în Universitatea din Atena. Acolo, timp de 6 ani cât a studiat, 7 ani, a uimit toată Atena împreună cu Sfântul Grigore, pentru că acești tineri studenți, între 20 și 28 de ani, până la 29 de ani. Țineau o asceză ca și în pustia Egiptului. Mâncau doar pâine și apă sau verdețuri și se rugau, de nu știau decât biserică, școală și chilie. A rămas în istorie prietenia lor. Model de prietenie și model de trăire creștină. Adică doar școală, tinerii de regulă mai ies la o distracție. De nu știau decât școală, rugăciune și biserică. Și prin modul lor de viață au convertit mari filosofi din Atena, mari profesori bătrâni. Și chiar filozoful Libanus, cel mai mare de rector Universității din Atena, a avut să-l lase pe Sfântul Vasile urmașul lui. Dar Sfântul Vasile s-a dus în Țara Sfântă, s-a botezat. Ei, acum să vedeți dragoste de Dumnezeu. Asta e. Nimeni nu poate sluji cu adevărat oamenilor dacă nu iubește pe Dumnezeu de sfârșit. Întâi trebuie să mergi către Dumnezeu. Să fii gata să stropești trupul, sufletul. Să suporți orice e dragul de Dumnezeu. Ei, așa că Sfântul Vasile la 30 de ani, la 20 de ani, putea să fie prefect în locul tatălui său. Putea să fie profesor, putea să fie avocat, orice putea să fie, că studiază acea celebră universitate din Atena. Ei, el alege să meargă în pustie împreună cu Sfântul Grigore, cu prietenul lui și cu ajutat și de sora și de mamă, să trăiască în pustia Irisului 11 ani, pustnic, 11 ani. Toată viața el când va trăi, va trăi ca un pustnic, cu o singură haină pe el, de lână aspră, mâncând pâine de orz și apă, odată în zi. Și nu avea mai mult de 45 de kilograme sub Vasile, toată viața. Cel mai mare om de atât în secolul 4. Așa a trăit, dăruindu-se, topindu-se pentru Dumnezeu. Acolo, în rugăciune, în pustie, n-a trăit decât o singură carte. Sfânta Scriptură. Rugăciune, verdețuri, care le mâncau și Sfânta Scriptură. Și așa, prin rugăciunea pusă, aibă descoperiri la Dumnezeu și să târguiască Sfânta Scriptură. Avem târguirile Sfântului Vasile, sunt cel mai adânc care s-au făcut vreodată. Pe la 40 de ani a fost ales episcop, fără voia lui, hirotonit preoștru. Dar datorită faptului că biserica avea nevoie de el, de aceea dumneavoastră s-a auzit, citindu-se Evanghelia după Matei, că nu poate, care ne spune, că nu poate să se ascundă lumina sub obroc sau făclia, ci este pus în sfert. Că era cel mai valoros om, teolog, învățat, duhovnic din vremea lui și el stătea în pustie, el iubea pe Dumnezeu. Asta e întotdeauna mare slujitor al lui Dumnezeu
dragostea lor. Păi chipuiți-vă dragostea de Dumnezeu. Cât de mare este, ce arzătoare. Alții stăteau de față și zile în cap. Dragostea stătea de scurs, pe zăpadă, pe pietre, pe spină. Că ardea dragostea de Dumnezeu. Ei, în această dragoste de Dumnezeu, arzând nevoile bisericii și poruncale de Dumnezeu, l-au adus în spitalul. În 9 ani de arhierie, Sfântul Vasile a făcut lucrări care au rămas în istorie. Nu facem altul, poate 90 de ani, atâta lucrare. A făcut primele spitale din lume, primele case de bătrâni, primele ospedinoare. Deci lucrarea lui pastorală la cei 9 ani, depășește, iată, toate barierele istoriei. Și așa a slujit lui Dumnezeu că, deși ultimii ani au fost foarte bolnavi, de la 45 de ani, iarna zicea câte 3-4 luni pe pat. Avea 30-40 de kilograme, duceau cu targa la biserică și de pe targa vorbea câte 5 ore, predica. Era numit împăratul cuvintelor. Nu se sătura poporul să-l asculte. De pe tarde vorbea câte 4-5 ore. Și, ca să vedeți, omul care crede în Dumnezeu, adevărat. Deci, cum am spus, iubea pe Dumnezeu și poporul. Nu de dragoste față de popor. La un moment dat, împăratul Iulian Apostatul, care a fost coleg cu Sfântul Grigore și Sfântul Vasile, la Atena, a reactivat păgânismul. Nepota Sfântului Împărat din Atenția Mare a reactivat păgânismul tot din Perul. Și-a închis biserici, i-a persecutat pe creștini, i-a omorât mii de creștini, că nu mai ales preoți. Și a vrut să reactiveze păgânismul altul. Ei, când a trecut prin Cezarea, i-a spus Sfântul Vasile l-a întâmpinat și fac pâine și sare, cum se primește împărat, dar pâine de orz pe care mânca el. Și a spus, bază de mine. Când vin, o să șterg Cezarea de pe fața Pământului. Și a plecat la război cu Persia. Sfântul Vasile, tot poporul tremura, închipuiți un împărat, unde cu micul, unde o bombă te desfințează. Ei, Sfântul Vasile, aici s-a arătat marea lui îndrăzneală în fața lui Dumnezeu și marea lui dragoste față de popor. A spus, nu mă fie frică, haideți în biserică, ferem seara să fie priveghere, după 12 noapte facem și ne rugăm, ca să vedeți că Dumnezeu e cu noi, că noi ținem adevărul și dreptatea și nu-i mai tare un împărat, indiferent cât este de nebun, un dictator, și nu-i mai tare satana ca Dumnezeu. Asta știa Sfântul Vasile. Că orice dictator, orice nebun care pune bombe, desfințează orașul de pe fața Pământului, este stăpânit de satana. Ori un slujitor de Dumnezeu este stăpânit de Hristos. Și Sfântul Vasile știa că Hristos e mai tare decât satana. De aceea, el l-a biruit pe satană direct și de aceea nu era frică de un împărat, că vine cu toată armata asupra lui. El avea doar rugăciune. Și într-adevăr, rugându-se noaptea, spune că în timpul Sfintei Liturghii, Sfântul Vasile l-a văzut pe Sfântul Mare Ucenic Mercurie, ieșind din icoană cu surița și întoarcându-se peste câteva clipe cu surița sângerată. Și Sfântul Vasile a cunoscut că la porunca Maicii Domnului, Sfântul Mare Ucenic Mercurie, care era în cer de mii sute de ani, s-a dus și l-a ucis pe dușmanul lui Hristos, pe Iulian Apostatul. Acolo luptă și așa s-a eliberat biserica de acest tiran de persecutor. Și le-a spus, nu ai ce frică, Maica Domnului a trimis pe Marte să ucenică lui Hristos Mercurie și ne-a salvat. Și toți s-au bucurat și s-a aflat apoi, că în luptă, acest împărat a murit strigând, străpus de o suriță pe care doar el o vedea, ceilalți o vedea, și striga mai învins Nazarinene. Toată viața lui a fost o luptă cu Nazarineanu, pentru ce ai lui Iisus Hristos. Și a fost Sfântul Vasile la biruit. Deci cu puterea rugăciunii și aici s-a arătat marea lui dragoste față de popor. A plecat din lumea aceasta, a zice, ca un împărat. Ca cum a trăit. Sfântul Vasile, deci, cum a spus, de 3-4 ani iarna bolea, câte 3-4 luni nu se ridica de pe pat și aștepta moartea din clipă în clipă.
evreu foarte neunit, cu numele Iosif, i-a spus: îmi pare rău, rău, părinte, că nu o să mai aduce apusul soarelui. Era în data de 31 decembrie anului 379. Și Sfântul Vasile a spus: ce zici tu, Iosif, dacă trăiesc până mâine? Te botez tu și toți din casa ta, evrei. Și eu zic: prea sfinte, dacă de data mai trebuie mai multe apusul soarelui, eu mă botez cu toată casa mea. Și Sfântul Vasile, prin credința care avea în Dumnezeu și dragostea care avea față de Dumnezeu, a trăit dimineața în ziua de 1 ianuarie, anul 379. S-a făcut sănătos, a venit la biserică singur, pe la 5 dimineața, a făcut Sfânta Proscomidie, a slujit cu treia singur, până au venit preotul pe la 7, și a slujit Sfânta Liturghie. S-a auzit în tot orașul, Mitropolitul s-a sculat din mort, slujește pe Sfânta Liturghie. Și a venit evreul îmbrăcat frumos cu toată familia lui și l-a botezat și a făcut perioadă. Și i-a spus, zice, cu adevărat, prea sfințite, Dumnezeu, e omul Dumnezeu și te mori doar că vrei. Te duci la Hristos doar că vrei, la tale. Că încă puteai să vrei. Așa? Și Sfântul Vasile s-a pus pe tronul arhieresc, tronul lui, și în stare de binecuvântare, de când poporul dintre noi,
probleme la sfârșit și în anul 404 a fost condamnat de un sinod la Stejar, un sinod fals. Și exilat și a trăit ultimii 3 ani în exil, că a murit în 407 la ziua Crucii, pe 14 septembrie. El este cu vreo 20 de ani mai tânăr, să zice, ca să zice, ar fi născut pe la anii 350. Esuncea Gură de Aur, la fel și el. El este fiul generalului Secundus, generalul Siriei. Și a unei tinere grecoaice, Antuza, care a rămas mândră la 20 de ani, i-a murit tatăl, și l-a crescut de să știa tot Imperiul că există o vădvă de general sfântă în care, fără să cheltuiască un cent din averea bărbatului său, și-a crescut copilul și l-a educat cât a terminat Harvard la aceasta, cât a terminat la Atena la plată. Și așa a fost Sfântul Ioan și el vestit încă de când era student. Ei, Sfântul Ioan la fel, iubește mai mult pe Dumnezeu. Nu se duce, deși era citeț al bisericii, era cunoscută biserică, să face pustii. Trăiește 6 ani pustii, dragii mei. Într-un post extrem. Deci, stătea într-o peșteră, bea apă doar ce se scurgea pe acolo printre crăpăturile peșterii și mânca rădăcini. S-a și bolnăvit de sprindă, că i s-a lipit stomacul de coloană. Și doar prin poruncă dumnezeiască, că s-a arătat Sfântul Apostol Petru și Ioan și au spus, unul era cu Evanghelia, unul cu cheile Împărăției lui Dumnezeu, scoală-te bărbatul dorilor, că Hristos are nevoie de tine să închizi, să deschizi cerul și să astupi gurile ereticilor și să conduci biserica lui. Și așa a primit Hărătunia Sfântul Ioan Gură de Aur. El are tot așa, acest dar de la Dumnezeu, cum a spus, de a iubi pe Dumnezeu până la moarte și și-a topit trupul acolo în pustie și apoi de a iubi poporul. Când era preot doar în catedrala din Antiohia, capitala Siriei, s-a întâmplat o mare nenorocire. Împăratul Teodosie cel Mare a mărit taxele. Și mărind taxele, s-a produs o revoltă. Ei, în acea revoltă, cetățenii au devastat și au sfârmat câteva statui împărătești. Ei, adică a distruge o statuie a împăratului era acel păcat legi majestate care se condamna la moarte. Și urma ca să fie șterse de pe fața pământului această localitate a Antiohia. Și să vedeți ce a făcut păstorul cel bun. Păstorul cel bun care își pune viața pentru oile sale. Ca și Hristos. Păstorul lui Hristos care își pune viața pentru oile lui Hristos. A înfruntat armata imperială Sfântul Ioan cu o armată duhovnicească. El era preot la catedrala orașului. Patriarhul era foarte bătrân. A și murit în timpul sinodului al doilea. A adunat, a scris o scrisoare împăratului prin care îi cerea iertare. Iartă-te, iartă-te, împăratul. Și l-a trimis pe patriarh. Patriarhul era venerat. Ca să mijlocească. Dar drumul era câteva luni. Până atunci a sosit armata și i-a trimis drum. Și a terminat armata imperială în felul următor. A adunat întâi copiii până la 7 ani. Și a făcut cete de copii până la 7 ani care cântau Doamne miluiește. Deci copii. Apoi copiii la 10, la 15 ani, care cântau Sfinte Dumnezeule, altă ceară. Apoi a adunat călugări și călugărițe, așa încete, din toată eparhia, care cântau cu noi este Dumnezeu. Apoi a adunat pustnici de pustietăți, care săracii nu aveau haină pe ei, care cântau Apărătoare Doamnă. Și cu această armată de copii, de bătrâni, de călugări, de călugărițe, în 5-6 detașamente, a înfruntat armata imperială. Generalul când a văzut, ce se fac? Cum putea să scapă să avea 3.000 aceste de copii de vinovat? Și da, a primit înapoi la împărat să spună ce am terminat, ce se fac. Și așa Sfântul Ioan, cu armata aceasta de rugători, a stopat
generale în Antiohia și în două săptămâni s-a rezolvat problema că a ajuns patriarh acolo și a obținut iertare. Deci iată ce geniu a fost Sfântul Ioan Corneliu, la fel ca și conducător, deci ca și conducător al bisericii, la fel ca și un geniu al Sfinției. Ei, el a ajuns după aceea, fără voia lui, patriarh, a dus patriarh la Constantinopol, dar acolo a intrat în conflict cu casa imperială, pentru că împărăteasa Eudoxie era ariană și îl ura. Nu putea să-l suporte, pentru că el spunea toate nedreptățile, toate corupțiile, toate păcatele care se făceau la curtea împărătească și ca atare a fost izgonit de mai multe ori. Când l-au izgonit prima dată, a luat foc palatul împărătesc. S-a făcut cu tremurul Constantinopol. Tot orașul a speriat. S-a rugat pe omul lui Dumnezeu, iată ce se întâmplă. Pedeapsa lui Dumnezeu asupra noastră. Ei, până la urmă, cum a spus, și a fost alungat, dar el a rămas în istorie, de Sfântul Ioan, prin aceste predici ale lui. Noi avem cuvântul de la Paști, din noastră de Paști, care se citește, care este unul, nu s-a mai scris niciodată în istorie. Și chiar și atunci când era persecutat, Sfântul Ioan, deci în persecuție fiind el, avea puterea și avea harul, finalul, de a încuraja pe alții. De a încuraja turma lui. Deci erau câțiva zeci de episcopi care țineau cu el, nu trecuseră de partea celor care l-au condamnat. Și el îi scrie unui episcop cu numele Chiriac, el, prigonitul, îi spune, nu te mâni, fratele meu, vină să scot rana din inimă și să-ți risipesc necuratul cerului. Că biserica este prigonită, pot și eu, dragul meu. Dar nu te mâni, că nici eu nu mă mâneam și nu mă mâneesc atunci când mă prigonesc împărăteasa. Și spuneam felul următor, ce dacă este voia împărătesei să îmi ia haine și averile, cu ăla am ieșit din punte și le mai și mele și bol, mă voi duce înapoi. Dacă vrea împărăteasa să-mi taie capul, fiind de la persoanța botezătorul, când de-abia mă așteaptă Sfântul Ioan Botezătorul să mă duc lângă el. Dacă vrea împărăteasa să mă taie cu fierăstrău, să-l las pe Sfântul Prorom Isaia, care a fost tăiat cu fierăstrău pentru Dumnezeu înaintea mea. Dacă vrea să mă arunce la groapa cu lei, să-l las pe Sfântul Prorom Daniel, care mai înainte de mine a fost aruncat pe groapa cu lei. Dacă vrea să mă omoare cu pietre, îl am pe Sfântul Arhideacon Ștefan, care avea așteaptă să mă duc în ceapa lui. Și în această stare de bucurie, de mulțumire, a primit el toate prigoanele care le-a îndurat pentru dragostea lui de Dumnezeu, pentru credința lui Dumnezeu și pentru nădejdea lui Dumnezeu. Atunci când, după ce soldații l-au bătut, l-au chinuit pe drum, a făcut insolație, a ajuns în acel oraș, în Armenia de astăzi, și a sfârșit Sfânta Liturghie în Biserica Sfântului Mucenic Basilisc. Și i s-a arătat Sfântul Mucenic Basilisc și a zis, îndrăznește, frate Ioane, că mâine vom fi împreună. I s-a arătat din noi Sfânt Apostol Petru și Ioan, care s-a arătat înainte de a-l împrotoni. Și a spus, îndrăznește, diamantule, că mâine vei fi cu noi în strălucirea Împărăției lui Dumnezeu. Și după atâtea timpuri de neimaginat, deci am putut să zic acest cuvânt și am fost ultimului cuvânt în aceasta, slavă lui Dumnezeu pentru toate. Deci iată cum trebuie să gândească și cum trebuie să trăiască cu adevărat creștin. Deci acești trei sfinți erari sunt model de credință, model de nădejde, model de dragoste, model de răbdare. Deci acești sfinți erari au primit această poruncă evanghelică de a iubi pe aproapele ca pe tine însuți și mai mult. De a iubi mai mult decât pe tine însuți. Adică atunci când vrei să ajuți pe cineva, să fii gata de a te jertfi pentru el. Cum este, știți, că este o femeie care avea un soț picălos și care era lucrat în armată și atunci când a fost
urma să fie spânzurat în piață Londra, la ora 5, sau de fapt, aceasta a fost dictatorul de Roma. Și femeia a auzit că cel care trage clopotarul îl trăgea cu un dispozitiv de jos. De urca în clopotiță. Și că este surd. Și atunci ea, dragostea ei, credința ei, această femeie bună, a găsit o soluție extraordinară. S-a urcat în clopotiță și s-a prins cu mâinile de limba clopotului. Și când clopotarul a declanșat sistemul ca să sune clopotarul la 5, clopotul nu suna. Și dictatorul aștepta acolo, 5 și 10, clopotul nu mai sună. Nu putea face execuție. Ce s-a întâmplat? Și după, la ora 17 minute, apare femeia cu părul desprătit, în cămașa albă, cu mâinile zdrobite pentru totdeauna, ca și cu mâinile Hristosului pus pe picioare. S-au zdrobit între limbă și Domnul. Și cade în genunchi în fața dictatorului și zice, mai stai, te rog, mai arată la Hristosul meu. Când a văzut ce jertfă a făcut această femeie, din dragoste, din credință, din dragoste de soțul ei, a zis, iertați-o pentru totdeauna. Apoi să-l scoate în armată și la iertat. Deci, iată, așa au trăit acești sfinți de era. Adică nu s-au desnădăjduit, orice s-au întâmplat. Cum îi spun cu mucenic Eustache Plachida, știți că generalul Traian, care s-a convertit ca să se ocupe Domnului Dumnezeu, i s-a arătat sub Domnul Hristos între coarnele unui cer. Și apoi a ajuns creștin, dar a venit împăratul Adrian și l-a exilat. În Etiopia. Ei pe mare s-a putut naufragiu și s-a spart corabia și Sfântul Eustache a ajuns în Palestina de astăzi. Soția și copiii, fiecare în altul, n-am mai știut unde altul. 14 ani au plătit fiecare despre celălalt că-l morți. Deci el, cel mai important general al Imperiului, a crezut că a murit soția, i-a murit copiii, n-am mai știut nimic. Și peste 14 ani, pe romanii tot pierdeau, războaie tot pierdeau, cineva a zis, ei, dacă ar fi generalul Pachida aici, n-am mai pierdut nici un război. În numele lui, când l-auzeau barbarii, tremurau. Și l-au căutat și l-au găsit. Și l-a înțeles, este mit, Iov al Noului Testament. S-a întors, l-a pus să conducă armata și când se întorcea undeva prin Siria, după o victorie asupra perșilor, vine o femeie sclavă la el. Și zice, domnul general, eu vreau să ajung și la Roma. Și-o primește. A fost aici sclavă 15 ani. Și după aceea zice, dar vreau să am și o discuție particulară cu dumneata. Și da, ce vrei? Și începe să-i spună din viața ei și din viața lui. Zice, iată, eu sunt soția. După ce au discutat, s-au cunoscut. Nu credeau că mai trăiesc. Nici unul, nici altul. Și ea cu inimă de mamă zice, cred că acești doi generali care stau după dumneata oare 27-28 ani, cred că sunt copiii noștri, care s-au salvat în mod miraculos pe mare. Unul l-a salvat un cioban, pe altul un păstor. Și nu mai știau nici ei de ei, nici ei nu știau că sunt frați. Atunci au descoperit. Și s-a refăcut familia de după 15 ani. Iată ce înseamnă să nu-ți pierzi nădejdea, să slujești pe Dumnezeu. Orice s-ar întâmpla și sub orice formă. Aceasta să știți nevastă Sfântului era și nevastă tot Sfântului. Sau cum zice Sfântul Agaton, Sfântul Agaton, știți că Agaton este foarte iubitor de Dumnezeu. Mergea să-și vândă coștințele în Gliteaș la Pustie, până la Alexandria, 17 km pe jos. Și mergând pe jos, la un moment dat, vine un cerșetor. Și zice, am Agaton, ia-mă și cum și pe mine până în oraș, că n-am fost nebun. Dar el avea 12 coștițe în spate și era pe jos. Și el n-a zis, dar dragul meu, sunt pe jos, n-am eu de-a mea un marfă. L-a pus, nu știu cum, pe o piatră și l-a urcat deasupra pe coștiță și foarte greu l-a dus în spate, kilometri deja de sus în oraș. Ei, ca pe Dumnezeu l-a dus. Ca pe Dumnezeu, că a zis, eu nu pot să nu împlinesc porunca dragostei de Dumnezeu. Că asta-i face de Dumnezeu. S-a dus în oraș, când iau coșniță, cerșetorul zicea, cât ai făcut? 10 dinari. Cumpărăm
plăcinte, cumpărăm ceva. Și tot așa. Și tot ce am vândut în aceasta era munca lui din până de zile. I-a cumpărat cerșetorul. Când s-a venit seara, a zis cerșetorul, du-mă înapoi unde mai luat. Și l-a dus înapoi. L-a dus când a pus pe acea piață, a dispărut. Era Îngerul lui Dumnezeu. Trimis să-l încerci. Iată, de aceea trebuie să tragă să se duci până la capăt. Credința să duci până la capăt. Nădejdea să duci până la capăt. Deci, asta este lecția Sfinților Basilei Gurii și Ioan. Dacă citiți viețile lor, în amănunt, din toate scrierile lor, o să vedeți cât de frumoasă este viața creștină care duce credința, dragostea și nădejdea până la capăt. Acești trei Sfinți erau, sunt model pentru tineri, pentru că e tineri, student, la un mic comune. Sunt model pentru preoți, că n-au mai fost preoți în istoria lui ca ei. Model pentru călugări, că n-au mai fost călugări ca ei de trăitori. Model pentru episcopi, n-au mai fost nimeni. Primii trei episcopi din istoria bisericii. Și iată, au rămas modele și ei ne lasă această model de a trăi cu Dumnezeu, dar ei, prin această sărbătoare de astăzi, ne spun că cel mai important este să trăim în pace, în iubire, în unire unii cu alții, așa cum Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt unul sunt. Așadar, să ne rugăm aceste trăimi de erari, de astea influențe, Sfinții Vasile, Gure și Ioan, să se roage prea Sfinte trăimi, unită și nedespărțită pentru unitatea și mântuirea sufletelor noastre. Amin. Părinte.